Bună ziua, prieteni! Încep astăzi un nou vlog jurnalistic. O să vă vorbesc despre amenajări urbane, în special zone pietonale. Să începem! Mă aflu în centrul capitalei, pe Calea Victoriei. Aici există o zonă pietonală, însă numai în weekend de sâmbătă, ora 11 până duminică, ora 21. Deocamdată acest proiect a fost abandonat pentru campionatul european de fotbal care se desfășoară în București. La idee, primăria a anunțat că va reveni după ce campionatul se va termina. Dar cum stau lucrurile în alte țări? Iată un exemplu din centrul Europei, ca să nu mergem prea departe în vest. Ljubljana are o zonă centrală impresionantă, cuprinde și centrul istoric, dar și zone din oraș care altădată erau pline de mașini. Pietonii și bicicliștii din Ljubljana se pot bucura de o suprafață pietonală impresionantă. În centrul istoric al orașului, 100.000 de metri pătrați sunt doar pentru ei. Pentru comparație, suprafața este similară parcului Cismigiu din București. Zona pietonală atrage destul de multă lume. Frumoase sunt și podurile pietonale peste râul care poartă numele Ljubljana sau afluentul Ljubljanica. Orașul este frumos prin clădirile vechi, dar și prin statuile scriitorilor cu care Slovenia se mândrește nespus. Peste tot vezi biciclete care își fac drum foarte lejer printre pietoni, zona centrală fiind largă și ușor de parcurs. Poți vedea și bicicliști care au ieșit la plimbare cu căței. Pentru cei care folosesc bicicleta în oraș, există peste tot rasteluri și parcări speciale. Așa arată o parcare obișnuită de biciclete în timpul unei zile obișnuite. Turiștii pot închiria, pot merge pe jos, mai ales că este ușor de parcurs pe zonele lor pietonale, inclusiv cu căruțul sau chiar dacă te ajuți de un baston. Zona pietonală te invită efectiv la o promenadă și mai există o soluție de transport. În centrul Ljubljanei există și transport electric în comun. Este vorba de niște mini-autobuze complet electrice. Acestea sunt, se numesc Cavalier, iar șoferii nu sunt doar niște conducători auto, sunt și ghizi ai orașului. Evident, o călătorie cu un cavaler este complet gratuită. Pentru că au un scop mai mult turistic, autobuzele electrice nu excelează la viteză, pot fi depășite relativ lejer cu bicicleta. Zonele pietonale din Ljubljana înseamnă și dezvoltarea cafenelelor și a magazinelor. Oamenii vin chiar cu bicicleta la cafenea și o parchează lângă scaun, după care iau loc la masă. Singurele mașini sunt cele de transport în comun, desigur vin la timp. Există și o tabelă electronică unde puteți afla exact traseul, dar și când ajung în stație. Tot în zonele pietonale există copaci și aș mai putea face o observație curioasă. Nu faci diferența unde se termină carosabilul și începe trotuarul. Știți ce înseamnă asta? Că au dispărut bordurile, lucru greu de închipuit în București. Doar hotelurile și anumite instituții au locuri de parcare în zona pietonală centrală, însă sunt puține locuri la stradă, extrem de puține. Apropo, chiar și parcarea de mașini este cumva intuitivă, nu există un marcaj clar pe jos. Cu toate acestea, nimeni nu îndrăznește să parcheze aiurea. Un exemplu clar de parcare corectă este și acest Sandero, mașină românească parcată în fața unui hotel. Cam asta este zona pietonală din Ljubljana, Slovenia, oraș care se poate lăuda cu mult spațiu verde, cu o poluare extrem de scăzută și care a fost aleasă capitala europeană verde în 2016. Autoritățile din Slovenia au încă din 2007 viziunea pentru Ljubljana 2025, așa se numește programul lor verde de amenajare urbană. Adică au vrut să se asigure că orașul devine ideal până în 2025, ideal de verde. Orașul ocrotește istoria, asigură calitatea vieții, siguranța și toleranța, are un impact redus asupra mediului și este conectat cu natura.
Poate că Bucureștiul ar putea învăța din experiența Ljubljanei. Există însă două întrebări. Este pregătită Primăria Capitalei? Ar fi de acord bucureștenii cu un asemenea proiect destul de mare? Acesta a fost vlogul jurnalistic de astăzi. Pa!